Salutare tuturor, astăzi vă voi arăta funcțiile mașinii, începând cu reglajul scaunului, al volanului, al luminilor și multe altele. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, iar acum haideți să începem. Oglinda retrovizoare are o funcție de noapte antiorbire, activată din butonul sau rotița aflată la baza ei. Prin mutarea spre dreapta, oglinda se ridică și intră în modul de noapte pentru a reduce lumina farurilor celor din spate. Pentru a reveni la modul normal, mișcați de rotiță în sens opus. Dacă oglinda voastră nu are buton și de asemenea are o tentă albăstruie, atunci aceasta are efectul antiorbire automat. Dacă oglinzile voastre nu sunt pliabile electric, acestea se pot strânge împingând de ele spre mașină. Majoritatea oglinzilor se pot plia și în sensul opus pentru a evita ruperea acestora. Maneta de semnalizare are funcții diferite depinzând de modul în care o folosiți. Majoritatea manetelor de semnal pot fi apăsate în două trepte. Dacă apăsăm maneta o singură dată, activăm semnalizarea confort, în care semnalul pornește doar de 3 ori. Apăsând maneta de 2 ori, atunci activăm semnalizarea continuă, care se oprește automat la îndreptarea volanului sau la mișcarea manetei în direcția opusă. Blocul de lumini se situează în stânga volanului sau la unele mașini pe maneta stângă de care trebuie să rotiți. În mod general, farurile se aprind cu ajutorul rotiței din centru. Aceasta are 3 poziții în modul următor. 0, care este poziția de închis. 1, cu simbolizarea următoare, în care sunt aprinse pozițiile mașinii. Și 2, cu simbolizarea farurilor, în care faza scurtă sau luminile de întâlnire sunt pornite. Există dotări suplimentare în care comutatorul poate fi pus pe auto, iar luminile vor porni singure la întuneric. Imediat lângă găsim controlele pentru luminile de ceață. Lampa de ceață din spate este semnalizată astfel, iar proiectoarele din față astfel. La mașinile cu controlele pe manetă, luminile de ceață se vor aprinde rotind spre semnul dorit. De asemenea, există alte modele în care luminile de ceață se aprind trăgând de comutator. În bord, proiectoarele din față sunt semnalizate de obicei cu verde, iar lampa din spate cu portocaliu. În dreapta se află reglajul luminilor din bord. Apăsând pe buton și rotind spre plus sau minus, se modifică intensitatea luminilor bordului, dar doar atunci când minim pozițiile sunt aprinse. La mașinile mai noi, această setare se poate face din infotainment. Acest simbol marchează reglajul pentru înălțimea farurilor. Farurile galbene cu halogen se pot ajusta mai sus sau mai jos în funcție de dorința voastră. Dacă mașina voastră are în dotare faruri cu xenon sau cu LED, acestea se vor regla automat de fiecare dată, iar voi nu veți mai avea buton pentru acest reglaj. Luminile de drum sau faza lungă se pornesc împingând maneta de semnalizare spre șosea, doar cu faza scurtă pornită. În bord se va aprinde martorul albastru. Pentru a o opri, veți trage maneta spre voi. De asemenea, faza lungă se aprinde ținând tras de manetă spre noi. Astfel, în acest mod se folosesc flash-urile. Ștergătoarele se activează de obicei cu maneta din dreapta volanului, care are simbolul următor, urmat de treptele de viteză. Apăsând pe manetă o dată în jos, ștergătoarele vor porni o singură dată. Mișcând de manetă o dată în sus, intrăm în modul intermediar în care ștergătoarele se mișcă singure la un interval de timp. Încă o mișcare în sus activează modul continuu al ștergătoarelor. Iar a treia mișcare activează modul alert în care se șterge la viteză maximă. Dacă mașina voastră are în dotare senzor de ploaie, se va pune maneta pe modul intermediar, iar ștergătoarele vor porni singure la nevoie, reglabile pe intensitate, dacă există un astfel de buton.
Dacă mașina voastră are ștergător la lunetă, acesta se activează, respectiv dezactivează, împingând de manetă o dată spre șosea. Pentru a stropi parbrizul cu lichid, ținem maneta trasă spre noi, iar ștergătoarele vor porni singure. Stropirea se oprește când eliberăm maneta. Pentru a spăla luneta, țineți apăsat pe manetă spre șosea câte secunde doriți. Sistemul de climatizare al mașinii se găsește de obicei central și are următoarele funcții găsite pe majoritatea mașinilor. Butonul pentru dezaburirea lunetei, ce poate avea dublă funcție, pornind și încălzirea oglinzilor. Acesta dezaburește luneta în cel mai scurt timp. La unele mașini, setarea încălzirii oglinzilor se poate afla în alt loc, precum pe ușă, lângă celelalte reglaje, și este simbolizat astfel. Butonul pentru dezaburirea parbrizului are următorul desen. Îndreaptă aerul spre parbriz și pornește viteza maximă a ventilației pentru dezaburire rapidă. Dacă aerul condiționat nu este activat din acest buton, se poate ca dezaburirea să nu funcționeze corect. Butonul următor are rolul de a recircula aerul din mașină, blocându-l pe cel ce vine de afară. Acest buton este util când treceți prin fum sau prin zone cu miros urât. Dar mare atenție, această funcție vă poate aburi ușor parbrizul. Scaunele încălzite sunt simbolizate astfel, iar temperatura, viteza aerului și locurile prin care acesta iese se pot regla din rotițe sau din diverse butoane, diferite de la mașină la mașină. Parasolalul mașinii vă permite să depozitați anumite lucruri subțiri, dar principalul rol este de a vă proteja de lumina puternică a soarelui atunci când aceasta vă bate din față. O funcție în plus pe care acesta o are este că poate fi scos din dreapta și mutat spre geamul stâng în caz că soarele vă deranjează din lateral. Astfel îl puteți muta în orice poziție doriți. De asemenea, acest principiu funcționează și la parasolarul pasagerului, doar că se poate scoate din partea opusă. Pancheta mașinii poate fi rabatată cu ajutorul butoanelor de pe marginea scaunelor, sau la unele modele cu ajutorul acestui buton din portbagaj simbolizat astfel. O puteți coborâ în diferite poziții, pe rând sau pe toate, pentru a pune în portbagaj lucruri voluminoase. La punerea banchetei în poziția inițială, trebuie să aveți grijă să nu prindeți centura în spate.